Doar o jumătate de oră a durat potopul ieri seară, dar au fost suficient să acopere cu apă și mâl tot ce a întâlnit în cale. Au fost cantități mari de precipitații căzute într-un interval foarte scurt de timp, pe un spațiu foarte limitat, ploi care au generat torenți care au intrat în curțile oamenilor. Avertizarea cod galben de fenomene meteo imediate ce a vizat sudul, estul și centrul județului Hunedoara în intervalul orar 14-18 a afectat mai multe localități din județul Hunedoara. Căderile masive de precipitații într-un interval scurt de timp au generat formarea torenților ce au afectat 3 case și 18 gospodării în localitățile Rapoltu Mare, Spin și Valea Sânt Georgiului. În Rapolt, furtuna i-a luat prin surprindere pe sătenii care s-au dovedit neputincioși în calea viitorii. Am venit de apă mare, am stat pe o noptieră o oră și 10 minute, că n-am putut ieși din casă afară. Am făcut de nu știu ce s-a întâmplat, dar la mine în casă nu mai am nimic. O rupere de nori, au venit apa dintr-o dată și viței în grajă, tot în apă și porci și tot. Grădina, ați văzut cum ați văzut, a filmat aici, e tot nomol. Nu vine nimeni de la primărie, nici nimeni cu un caterpilar, că au caterpilar, lua pe banii de pe pășuni. Nu vine măcar să curețe, să decomateze șanțul aici. Debitul de canalizare e mic, aici e rotund și a ieșit, și a ieșit pe aici pe șoseaua, s-a dus până jos, la primărie, până sat pe acolo, a fost tot o apă și uitați, dincă ce la mine aici au săpat, acolo mi-au săpat până lângă casă. Noroc cu pompierii care au reușit să scoată de sub ape casele afectate. Imediat, peste 30 de pompieri de la detașamentele DEVA și Orăștie, sprijiniți de 12 voluntari, au acționat în sprijinul populației afectate. Au scos apa din beciuri și din curțile și casele oamenilor și, de asemenea, în Rapoltu Mare, pompierii au intervenit pentru evacuarea dintr-o casă inundată a unei persoane aflată imobilizată la pat. În lipsa ajutorului de la administrația locală, oamenii s-au luptat singuri să elimine efectele potopului. Ce să facă? N-am încotro. Trebuie că s-o băgat aici la un vecin, numai să vă duc să vedeți, a intrat apa în casă. A intrat peste cizme. Alții au desfundat canalele cu mâna goală numai ca să evite o nouă revărsare a apelor în gospodării. Apele au acoperit hectare de culturi agricole, iar proprietarii și-au pierdut speranța că vor mai avea ce recolta la toamnă. Toate culturile acoperite de mâl sunt compromise. Vântul puternic și ploaia torențială a afectat și alte zone ale județului. Curgerile de pe versanți au angrenat crengi și bolovani pe DN7 în localitatea Spin, circulația fiind îngreunată aproximativ o oră din cauza acestei viituri. La intervenția de ieri, 57 de pompieri, 25 de jandarmi și 12 voluntari s-au luptat să scoată apa din gospodăriile afectate de inundații. Operațiunile de îndepărtare a efectelor fenomenelor meteo-periculoase au continuat și pe timpul nopții în localitățile Spin și Rapolt, iar dimineață s-au reluat acțiunile de curățare a fântânilor din Mărtinești și Valea Străi Sânt Georgiu. Pompierii vor distribui apă potabilă până când apa din fântânile oamenilor va fi bună de băut.